It was an itsy-bitsy, teeny-weeny, yellow polka-dot bikini that she wore for the first time today. Este normal, toată lumea să se întreabă acum, da? Ce face acest străin investitor, antreprenor? Ce face la Horia, domnule? Ce căutăm noi aici? În primul rând. Așa. Sunt aici așa, pentru că Horia Brânciu este un om cu inima deschisă, cu sentiment, cu directitatea, cu umanitatea adevărată. Deci orice prostia să fac asta zi, știu. Ia tita bravia cartero, sto limani san vgo, capion avno sto navro. Όσο κι αν ψάξω. La vârsta de 8 ani, Dumnezeu m-a luat taticul meu, Hristos. El avea 36 de ani. 36 de ani? Era și a plecat. Tânăr. Acest om, când eram un an de zile, 2 ani de zile, 3 ani de zile, 4 ani de zile, până la 8, ce-a făcut? Era nebun cu muzica. Volare! Hotărât să vin chiar transparent, îți fac o striptease sentimental și muzicală. Frumos, bravo. Da? Câte fete vezi, stăteau la ușă la tine să te îmbrățișeze. Zi-mi un număr, zi-mi un număr. Dăm un nou, zi tu un număr. Și a zis mama, și a zis mama, Constantine ține seama, fetele din Uvre. Și cum ai fost obligat eu să fac? M-am dus cu tren. Era un băiat care... paf! La cărbun în tren? Da, nu cred. Se încaldea. Și saracuțul de el îl ia somn din Suceava și până la Vatra Dornei am ajuns cu un vagon la interiorul vagonului. Așa? Cred că era minus 2, minus 3. La interiorul vagonului. Nu-ți spun că am ieșit afară. Și a spus, Jane, tu de la Geneva, ce faci aici? România e patria apelor minerale, domnule. Și are apele foarte multe și bune. Champs-Élysées. Anul ăsta vii la Vocea României. Da? Că se întorc cele patru scaune. Ce antrenor vei alege? Am o afinitate cu tine, unu. Da. Sper să te întorci. Da. Haide, domalon, domalon, haide, chisterato, medanion. Bravo, orchestra! Bravo, Horia! Avem spus, da? Astăzi e Jean Valvis part 1.